O tonă și jumătate de alimente neperisabile a fost dăruită marți 24 ianuarie 2023 Episcopiei Basarabiei de Sud din partea Mănăstirii Hadâmbut din județul Iași. Caravana milosteniei de la așezarea monahală ieșeană a ajuns la sediul Episcopiei Basarabiei de Sud din Cahul pentru a oferi produsele constând în făină, zahăr, orez și ulei. Acțiunea filantropică a avut loc la inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile primite și spre pomenirea ctitorilor așezământului monastic din Dealul Mare. Delegația din Patria Mama a fost întâmpinată la sediul episcopal din Cahul de către preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, care a apreciat fapta de milostenie a fraților de peste Prut. Cu multă bucurie am primit astăzi vizita părintelui arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, un prieten al Basarabiei și un susținător al proiectelor noastre. Părintele Nicodim, așa cum îl cunoașteți, este o gazdă bună și cu multă bucurie a primit și primește pe toți pelerinii care vin din Basarabia. Și pelerinii din Basarabia de Sud au trecut pragul acestei mănăstiri și au fost primiți cu multă generozitate. Mănăstirea Hadâmbu e un loc și un popas duhovnicesc pentru toți pelerinii care merg spre cetatea Iașilor, care merg să se închine Sfintei Parascheva și care, vizitând locurile sfinte și închinându-se la moaștele sfinților care sunt în această cetate, pășesc adesea și pragul Mănăstirii Hadâmbu. Noi îi mulțumim părintelui stareț pentru că de data aceasta a făcut o vizită la sediul Episcopiei Basarabiei din Cahul, aducându-ne și daruri care vor fi oferite credincioșilor din eparhie, mai ales celor care sunt din familii defavorizate și persoanelor care au nevoie de sprijinul nostru. Părintele stareț, cu inimă bună și largă, și-a arătat generozitatea și a poposit atât pentru a ne aduce aceste daruri, dar și pentru a vizita o parte dintre șantierile pe care le avem în această zonă a episcopiei noastre, în special în jurul municipiului Cahul. Mulțumim tuturor binefăcătorilor noștri, mulțumim tuturor celor care sprijină proiectele bisericii și totodată vă invităm ca să veniți să vizitați Episcopia Basarabiei de Sud, să vizitați locurile acestea din stânga Prutului, care au o încărcătură aparte și o semnificație aparte pentru întreg spațiu românesc. Profităm de faptul că astăzi este 24 ianuarie și sărbătorim 164 ani de la unirea Principatelor Românei din 1859. Vă dorim tuturor ani mulți și buni, cu sănătate, cu împliniri frumoase și cu păstrarea dezideratului unității pe care l-au afirmat înaintașii noștri în diferite momente istorice și care trebuie să fie și pentru noi un obiectiv și o dorință sinceră pentru ca să ne putem bucura de toate darurile lui Dumnezeu în această zonă binecuvântată a Europei. La rândul său, arhimandritul Nicodim Gheorghiță și-a exprimat bucuria pentru că a ajuns la Cahul pentru a susține activitatea social-filantropică a Episcopiei Basarabiei de Sud. Să recunosc că de mult îmi doream să ajung în Basarabia de Sud, la invitația preasfințitului părinte Veniamin. Lui Dumnezeu, iată, astăzi am reușit să vin câteva ajutoare și văzând hărnicia de sănicia preasfințitului, cât de frumos lucrează în ogorul lui Dumnezeu și câte lucruri frumoase a ridicat în timp scurt în acest loc, în această eparhie, m-am gândit să vin și eu cu puținul din dată primind de la Bunul Dumnezeu să revin aici în Basarabia de Sud. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns și am reușit să fac ceva cât de cât pentru episcopie și pentru unii preasfințiți o să rânduiască, să împărțească de altfel din darurile primite de mila lui Dumnezeu. Cât de frumos l-a ajutat Bunul Dumnezeu pe preasfințitul Veniamin, a făcut foarte multe lucruri în timp scurt. Dacă am fost în vizită la o mănăstire care este început la noua catedrală, că de-abia este începută. Este foarte greu, știm cu toții că nu ușoară este crucea în Basarabia de Sud. Așa că nu știu cum aș putea în cuvinte să rog pe toți cei cu inimă bună să nu uite de frații noștri din Basarabia
Fiindcă a fi român trebuie să fii, să iubești Basarabia, altfel nu poți să exista și să fii român atât timp cât nu iubești Basarabia. Ușor vezi la ierarhii noștri dragi din zona Basarabiei, care slujesc tot sub patriarhia noastră. Sunt Neamț, un bun gospodar și mă bucur că a reușit să aducă aproape 80 de parohii, 80 de biserici, 80 de slujitori de preoți în această eparhie. Delegația de la Mănăstirea Hadâmbu, însoțită de către Preasfințitul Părinte Veniamin, a vizitat apoi trei șantiere aflate în derulare. În paraclisul Învierea Domnului, Preasfințitul Veniamin a acordat Părintelui Stareț Nicodim Gheorghiță Crucea Eparhială pentru Clerici, cea mai înaltă distincție a Episcopiei Basarabiei de Sud. La momentul solemn au mai participat Arhimandritul Casian Teoreanu, exarhul mănăstirilor din Episcopia Basarabiei de Sud, și protosinghelul Iurest Goraș, secretarul Mănăstirii Hadâmbu. Amintim că pe toată perioada anului, Mănăstirea Hadâmbu vine în sprijinul persoanelor nevoiașe din țară și de peste Prut, prin oferirea de alimente și sprijin financiar. Mai multe parohii au fost și sunt susținute să realizeze lucrări la ansamblurile parohiale. De asemenea, pelerinii care pășesc pragul așezământului monastic din Dealul Mare primesc hrană și cazare gratuită.